Cu sigur parcurile? Păi ce aici asta? Cât timp avem ca să... Păi nu, serios, adică... E o uriașă problemă. Da. În primul rând, în parcuri, scotându-se la fel printr-o logică total greșită, ea e prezentată ca economie, dar e total greșită. A scos paza din parcuri. Parcurile pe care le administrează primăria sectorului 1, vedem jucăriile de la locurile de joacă distruse, vedem mizerie. Degeaba e monitorizat video acel parc, dacă nu este cineva care să reprezinte autoritatea publică și să îți protejeze duci copiii, practic, să fii în siguranță. Și în să-ți duci copiii în siguranță. Dar mai sunt și alte probleme în parcuri. Că vorbim de copaci pe care îi avem, că a fost o știre de curând. Da. Și în rugăciunile se pot întâmpla mele, drame. Se pot întâmpla, dar și aici diferența este cum administrezi acest oraș. Pentru că tăierea unei crengi dintr-un copac e extrem de important. Ce s-a întâmplat în Parcul Bazilescu acum câteva zile este o bătaie de joc la adresa oamenilor și credeți-mă, sunt și eu am copii și eu îi duc în parc și oricine altcineva care merge se plimbă în parc își dorește să fie în siguranță. Ce s-a întâmplat în Parcul Bazilescu este revoltător, că nu știu să-i zic altfel. Într-un copac sănătos să cadă o creangă la o adiere de vânt peste doi oameni, mi se pare o tragedie. Iar lucrul ăsta este din proasta administrație. Pentru că am vorbit cu ceva specialiști, mi-au spus că acolo defrișarea a fost făcută, toaletarea a fost făcută greșit. Au dezechilibrat coronamentul acelui copac și... Ăștia din sectorul 1, cetățenii cum ar veni, îi cunosc destul de bine, nu prea au răbdare. Da. Și aș vrea să vă întreb, în afară de reabilitare, școli și lucruri care, mă rog, sunt importante și sunt pe termen mediu, pe termen lung, o măsură pe care... O luați și să se vadă în foarte scurt timp că avem un primar, un alt primar la sectorul 1. Care ar fi? Oamenii își doresc normalitate. Își doresc ca lucrurile să se vadă pentru ei. Și aici, fie că vorbim de curățenia pe străzi, fie că vorbim de respectul din primărie față de oameni, fie că vorbim de preocuparea pentru piețe. Piețe și știți bine, exemplu, că nu mai aveți prea multe de cumpărat din piața din Băneasa. Păi s-au tot, din Aurel Vlaicu s-a închis. S-au tot restrâns spațiul ăsta pentru, din diferite motive. Iar eu îmi doresc ca piețele să revină în cartier. Poate să începem cu crearea comportamentului pentru cetățeni, că nici nu mai există. Să le dai o piață... Trebuie să pui niște piețe absolut. Volante, să ai dialogul cu producătorii. Și să fie o piață civilizată, să te duci de drag la piață. Adică să faci piața de plăcere, nu să te duci și să fugi de acolo. O altă chestiune, foarte multe firme, da, foarte multe afaceri în sectorul 1. Și aici cred că trebuie venit la fel în întâmpinarea oamenilor care investesc în sector, care creează locuri de muncă. Să nu mai fie priviți doar ca niște unii de pe urma cărora trebuie să mulgi bani. Ba, cam din așa. Contră, trebuie să-i tratezi cu respect pentru poate că ei mai mult plătesc. Pentru că îți plătești și să fiecare fac, loc să de muncă înseamnă bani. Exact, da. Până la urmă. Și aici cred că trebuie exact perspectiva asta, exact atitudinea asta față de oameni. Să vină întâmpinarea lor, să ajut, să își dezvolte business-ul, pentru că sunt banii aduși la primărie. Eu îmi doresc ca în cel mai scurt timp să intrăm într-o normalitate și pot garanta lucrul ăsta, pentru că regula trebuie să fie aceeași pentru toată lumea. Oamenii își doresc să știe regula și să fie respectată. Când faci o solicitare la primărie, să ți se răspundă în 30 de zile. Nu e o minune să primești un răspuns. Păi dumneavoastră mi-a zis și mie cineva că sună acolo și că nu că intră robotul, că nu poți să vorbești cu nimeni din... pentru că nu merg telefoanele. Nu știu de ce nu merg telefoanele. Iată, de ce nu merg? Să fii cel mai bogat oraș din de România. Dar de ce nu merg telefoanele? Din cauza de campanie electorală. Păi de și înainte de campanie. De ce patru ani de zile ne-am făcut cumpărăturile în mizerie în piața Domenii și acum cu o lună de zile înainte este reabilitat? Astea sunt mesaje pe care mi le dau oamenii. Piața Amzei, o piață mereu nerezolvată de ani de zile. Era o piață absolut minunată
s-a transformat, s-a schimbat și nu... A început să degradeze. Dacă mergem pe acolo, să vedeți că cade tencuiala, efectiv. Să faceți piața așa cum era pe vremuri. Era o piață absolut extraordinară. Peste tot, în toate orașele mari, piețele sunt și obiective turistice, mai ales piețele acestea istorice, care au o poveste în spate. O să râdeți, am fost la Seattle, să mai întâmplă să mai plec din România, și unul dintre obiectivele turistice din Seattle era piața din Seattle. Da, e adevărat că era pe malul oceanului, dar era o... Aveai și un restaurant acolo. Nu, era un univers. Era și curățenie în zonă. Da, e adevărat. Asta trebuie făcut. Mm-hmm. Să intrăm într-o normalitate. Nu sunt lucruri complicate, sunt lucruri pe care le putem face. Dar pentru asta avem nevoie să ne implicăm toți peste o săptămână și un pic, peste 12 zile. Promiteți că nu o să rămâne sub banii necheltuiți? Promit că fac tot efortul necesar pentru ca problemele oamenilor să se rezolve. Asta în primul rând. Banii necheltuiți, mulți puțin, nu contează. Important este să dezvolți orașul. Iar lucrul ăsta, fără a atrage fonduri europene, fără a atrage programe guvernamentale, pentru că și aici vorbim de bazele sportive pe care le are, vă dau un exemplu, baza Cireșari este administrată de Ministerul Educației. Ministrul Sorin Câmpeanu a vrut să o cedeze autorității locale pentru a redeschide primării comunități. Sectorul 1, da. Da. Ce credeți că a făcut doamna Armand? Nu știu. A refuzat. Ei, mai lua încă o bază încă o pe plac, ce naiba. De asta vă zic că rolul primarului este să dezvolte comunitatea. Nici de cum să, nu știu, să nu ne evaluăm pe cât este de mare excedentul. Și dacă nu veți avea Consiliu, domnul Tuță? Nu, problema cu Consiliul este foarte simplă, pentru că niciun alt primar nu are Consiliu. În toate orașele mari nu mai ai majorități de peste 50%. Și atunci trebuie să... Majoritatea se face prin dialog. Și în Parlamentul României, cât am fost parlamentar, am căutat pe toate inițiativele mele legislative. Și să fie proiecte comune susținute de toată lumea, până la urmă, că e interesul comunității. Și vă mai spun un lucru, că nu există niciun mod liberal sau social-democrat sau de altă ideologie politică de a asfalta o stradă sau de a face curățenie în sector. Nu se face într-o... Nu. Plecând de la ideologia politică. De asta vă zic că în Consiliul Local, în administrația locală, vorbim despre nevoile și problemele oamenilor. Nu facem politică. Politica o facem în Parlament. Politica poți să ai ca și guvern sau pe anumite măsuri pe care le ai. Sau printr-un mesaj pe telefonul primăriei.